Cei care s-au născut între 16 și 18 ianuarie dimineața vor avea o perioadă bună pentru felul în care doresc să se afirme în viața publică. Nu vor fi niște gesturi extravagante, nu va fi o lovitură de imagine, dar cu multă diplomație, tact, cu multă intuiție și inteligență de a specula un moment sau de a-l întoarce în favoarea lor, ei pot să se placeze într-un cont de simpatie, de încredere a opiniei publice, de prețuire, ceea ce va conta de-a lungul timpului. Între 18 ianuarie după ora 9 dimineața și 20 ianuarie seara, relații mai stufoase cu prietenii. Discuții multe, explicații, revenire, insistențe, tot felul de argumente care, în sine, arată că relația nu este foarte solidă. Cu o persoană, cu mai multe persoane, cu un grup de persoane, depinde și de motiv. Sunt și motive subiective, strict personale, dar pot să fie și motive legate de o colaborare, de un proiect comun, de un angajament într-o temă solidară. Și iată că unii nu fac față. Cei născuți în zodia gemenilor le cer acelora niște explicații, dar nu explicațiile, sunt cele care stau la baza activității și cu atât mai puținele nu rezolvă situația. De aici o serie de discrepanțe, de nemulțumiri, unii manifestă și tendințe egoiste, voluntariste, vor să fie ei primii, vor să fie considerați autoritate în domeniu, șefi, coordonatori, alții sunt mai modești și îi lasă pe aceștia să preia hrâiele unei activități, alții nu vor să îi lase pe aceea și începe o competiție. Depinde și de vârsta și de contextul și de miza respectivă, totuși, întreaga activitate, profesională sau voluntară sau legată de niște teme de viață care nu au legătură cu profesia, cum ar fi destinderea, vacanța, petrecerea, veselia, jocul, antrenul, petrecerea timpului liber. Și acestea pot să fie supuse unui stres de moment. Între 20 ianuarie după ora 21 și 22 ianuarie, mecanisme astrale care pun la încercare sectorul casei a 12-a, este acolo o povară astrală, se răscolesc amintiri, se răscolește trecutul și mai ales se analizează, deși nu asta își doresc cei născuți în zodia gemenilor, trecutul, rădăcinile, baza, ce a fost, ce s-a întâmplat, cum au procedat ei, ce ar fi trebuit să facă. Poate să fie și dorința de a-și lămuri niște enigme, dar poate să fie și dorința, dacă se află în situații similare, să nu mai comită aceleași greșeli. Depinde de vârstă, de experiență, de context. În ziua de 19 ianuarie, soarele va intra în zodia vărsătorului și pentru o lună va traversa casa a noua, cea legată de acumularea superioară de informații, adică experiență sau erudiție sau excelență. Nu e vorba de liceu, de gimnaziu, nici măcar de facultate. Unii sunt mânați de dorința de a face carieră, ceea ce este absolut onest și justificat. Doresc să înfrângă niște bariere, ceea ce este legitim. Caută niște soluții noi, inovative, revoluționare, ceea ce are o logică. Fac tot felul de demersuri, comunică cu niște persoane, mențin o corespondență cu instituții, ceea ce este o cale de a îi conduce spre drumul cel bun, spre decizia necesară. Soarele însă, lângă toate aceste ipostaze, le dă energie, le dă implicare, le dă ambiție, le dă voință, le dă speranță, iar celor cu vocație le deschide niște uși. Este un context bun, frumos, el vine să reașeze niște valori zbuciumate de evenimentele din ultimii ani, de așa natură încât nativul din zodia gemenilor să știe pe ce se bazează în viitor, ce vrea de la el, ce vrea de la viață, ce așteaptă de la profesie, cât se poate baza pe sine într-un context sociopolitic și economic al momentului și cât ar trebui să facă un demers, de așa natură încât să se placeze în altă parte, altă societate, alt context economic, alt mod de viață, alte orizonturi, alte speranțe. Este momentul deciziilor uneori hazardate, alteori aventuroase, alteori chiar dacă riscante, explicite în contextul unei cariere. Omul vede că undeva unde șade el acum nu e bine. Toate ușile sunt închise, drumul e barat, nu se poate afirma. E firesc să vrea mai mult și să încerce să rupă aceste cenzuri, aceste piedici, să le înfrângă, să le depășească. Perioada care le poate da tuturor probleme de conștiință și care le poate furniza o deschidere de orizont prin apariția unor noi idei, explicații, lămuriri sau chiar viziuni pe care nu le-au mai avut până acum.